How to spin a bridge, baby. Hello, dragilor! În episodul de astăzi vă povestesc despre decizia pe care am luat-o împreună cu doctorul meu, Andreas Vitulcas, de a naște la maternitatea Sanador, dar și despre surpriza pe care fiul nostru ne-a făcut-o cu câteva săptămâni înainte de a veni pe lume. Hello! Bună! Ce faceți? Bine! Dumneavoastră! Am venit să-l vedeți pe bebe. Și pe voi. Da, și pe noi, normal. Și să... Și să vedem ce se mai întâmplă. A crescut burta. A crescut burta, da, e mare, e mare. Așa. Totul bine? Foarte bine. Contracții? Contracții nu. Nu? Se mișcă? Se mișcă, e foarte activ. Ok. Dar, da. Deci o să facem dorul. Ardem de nerăbdare, să vedem câte kg a luat în asta două săptămâni. Kilograme nu cred că a luat, grame. Nu contează. Da. Haideți să facem dorul. Hai. O să mergem să punem un DST. Să monitorizăm o dată. Am făcut data trecută asta. Nu, nu mai vreau data. Așa. Să monitorizăm și dacă avem contracții, dar sau să monitorizăm și bataiile cardiace. Și okay. După ce avem rezultatul de la ele două, da. O să facem și o ecografie. Ok, să vedem perfect. Și bebele. Voiam să vă mai întreb legat de spitalul în care vom naște. Am vorbit de Sanador și acolo loc potrivea să naște. Perfect. Da? Bun. Ei sunt de acord cu Magic Hour și cu tot ce se întâmplă cu copilul, rumin și așa mai departe. Bine. Nu, sunt foarte flexibili, sunt ok. Da, asta e foarte important pentru noi și pentru, mă rog, pentru liniștea mea. Perfect. După cum vă spuneam, decizia de a naște la maternitatea Sanador a fost luată împreună cu doctorul meu, Andreas Vitulcas. Am discutat cu dânsul despre această maternitate. Dânsul mi-a recomandat, în primul rând, datorită faptului că este o maternitate foarte bine pusă la punct, cu toate cele necesare pentru o naștere care decurge absolut normal. Suntem în drum spre Sanador, locul maternitatea unde am decis să nasc. Astăzi fac ultimele analize, înainte de venirea lui bebe, nici nu vine să cred că a trecut timpul deja și peste câteva zile îl vom ține în brațe. Abia așteptăm. Da, suntem emoționați. E un pic temătoare. Este adevărat, am avut și eu câteva cerințe și, sinceră să fiu, mi-a plăcut foarte mult comunicarea pe care am avut-o cu cei de la Sanador, deschiderea lor față de ceea ce îmi doream eu. Lucrurile nu erau foarte multe, adică îmi doream să existe acel rooming in, adică bebele după ce îl voi naște să stea cu mine. La nașterea naturală să am ocazia să stau cu bebe imediat după ce îl nasc, să pot să-l și alăptez. Am consultanță pentru alăptare, ceea ce e foarte important, mai ales pentru mine, o mămică novice în acest lucru. Consiliere pentru băiță, dar, repet, poate cel mai important factor a fost faptul că secția de neonatologie este foarte bine pusă la punct, atât secția în sine, cât și terapia intensivă. Sunt doctori de primă clasă și, bineînțeles, în decizia asta primează foarte mult sănătatea copilului meu, este pe primul loc, dar și sănătatea mea, bineînțeles. Da, cam asta au fost criteriile și, sinceră să fiu, mă bucur că am luat această decizie. Este o maternitate privată, este o maternitate cu renume și, bineînțeles, mi-am dorit ce este mai bun pentru copilașul meu în momentul în care voi aduce pe lume. Cred că fiecare mămică gândește așa cum am gândit și eu. Mergem jos, vine acum asistenta, va în drum jos. Da. Mergem să facem monitor și cu rezultatul de la monitor veniți înapoi și facem și ecografie. Ecografie. De fiecare, de acum încolo, vreau și monitor și ecografie. Ah, pentru că anumite lucruri care ne arată monitorul nu prea le avem la ecografie. E neascultator deja? Nu, nu foarte. Cred că o să fie un copil bun. Da? Seamănă cu tata lui.
Adică mama nebună? Ba da, e și bună mama, dar mama e un pic nebună, așa că tot. E bună și nebună. Mai bine că tata, nu? Da. Ok. Bine. Deci facem așa. Deci așa faci. Nu-mi vine să cred că Bebe a decis să se întoarcă. E o poziție a fătului care nu facilitează deloc nașterea naturală. Surprinderea mea a fost la cele mai înalte cote, pentru că el a stat din luna a cincea întors cu capul în jos. Și asta într-un fel acum schimbă datele problemei, pentru că eu îmi doresc să nasc natural. Este prima mea opțiune, a fost tot timpul prima mea opțiune, și cumva surpriza asta psihologic pot spune că m-a pus un pic la pământ, dar domnul doctor a fost lângă mine, m-a asigurat că lucrul ăsta se întâmplă și chiar dacă mi-a spus că oricum ar fi și operația de cezariană este ok, o luăm în calcul, pentru mine una deocamdată nu este o variantă. Îmi doresc să fac tot posibilul, tocmai din cauza asta fac și tot felul de exerciții. Sitting on a Swiss ball and pelvic. Keep in, again, hips nice and relaxed. This puts pressure on the fundus, which is your baby's head. Ce faci pisic? And then gravity helps. Te fac niște exerciții pentru... And flip them. Sunt ca cu copilul, capul jos. Am făcut un research pe internet și zic că există șansă, totuși din săptămâna 37-38 să se poată întoarce, să se poziționeze. Eu nu înțeleg dacă a stat până săptămâna 36 cu capul în jos, după aia s-a întors. Adică, cred că mai există vreo șansă. Sunt unii copii care nu se întorc deloc. Adică rămân cu capul în sus mereu. Tati, ascultă pe mami și întoarce-te, da? Măcar fac tot posibilul să se întoarcă. Vreau să merg natural. Bebe. Poate trebuie să mă ajung și tu la câteva. Și vila. Mă duce-o pe Fii atentă ce poziții trebuie să eviți. Care? Mai mult diseară. Am citit, am făcut un research legat de faptul că acești bebeluși se întorc și cum putem să-i întoarcem înapoi cu capul în jos. Și sper ca Dumnezeu, nu știu, să mă ajute să-mi îndeplinesc viziunea aia frumoasă pe care am avut-o în legătură cu nașterea naturală. Dacă nu, așa a hotărât Bebe, poate că e, nu știu, a luat decizia asta pentru mine, poate că așa trebuie să se întâmple și atunci nu mai contează. Important este ca el să fie sănătos.